Războinicii ceceni trimiși în Ucraina ar fi dependenții de droguri, dar și persoane scoase din pușcării sau din centrele de dezintoxicare, în schimbul unei măsuri legislative care desființează caracterul unei infracțiuni, anulând pedeapsa. Printre acești mercenari se numără și infractori. Aceștia sunt eliberați și trimiși să lupte în Ucraina alături de soldații ruși, sub promisiunea iertării pedepsei. Potrivit sursei citate, există mulți doritori să beneficieze de pe urma acestei amnistii. Cu toate acestea, este vorba despre bărbați fără pregătire militară și cu moralul la pământ, care odată ajunși pe front, abandonează rapid lupta sau cad victime armatei ucrainene. Potrivit Arad, ar fi doar o lovitură de imagine folosită de Ramzan Kadyrov pentru a arăta cât de mulți voluntari sunt gata să moară pentru Putin. Voluntarii ceceni care s-au alăturat armatei rusei din Ucraina parcă nu sunt atât de pregătiți de luptă. Într-o filmare făcută publică de Serviciul de Presă al Forțelor Armate ale Ucrainei, aceștia își abandonează tehnica militară imediat ce sunt atacați. Videoul postat pe Telegram a fost realizat chiar de către kadiroviți, militarii ceceni, cel mai probabil cu un bodycam, care a fost pierdut și găsit ulterior de militarii ucraineni.